A răspuns la întrebarea cum e sănătos să răspunzi unuia care tot caută să fugă din relație. Am explicat video trecut de ce fuge evitantul din relație când emoțiile se intensifică. Acum îți explic ce face partenerul anxios de obicei în relație cu evitantul. Ei sunt aduși cumva unul cu celălalt în relație ca să găsească o formă de vindecare profundă, totuși datorită rănilor emoționale ale fiecăruia, de cele mai multe ori doar rămân într-un cerc vicios destructiv pentru amândoi. Creând distanța emoțională între ei, evitantul consideră că poate rămâne în siguranță să nu înceapă să simtă prea multe la nivel emoțional. Doar pentru că înțelegi ce se întâmplă cu el, de ce se comportă astfel, nu înseamnă că trebuie să și tolereze asta. Dacă dorești o relație care să includă și apropierea emoțională, consistență și comunicare, o relație în care partenerii cresc împreună, nu separat, atunci e cazul să stabilești niște limite clare legate de cât accepti să fugă. O persoană anxioasă nu va stabili aceste limite sau chiar dacă le va verbaliza, nu va păstra aceste granițe de niciun fel. Va dori să îl confrunte pe evitant cu ce crede anxiosul că dorește evitantul. Anxiosul se va sacrifica, își va nega nevoile și va accepta să fie complet neglijat doar ca să prevină plecarea evitantului din relație. Anxiosul va căuta să fie mai iubitor, mai empatic, ca să ajungă mai aproape de evitant, cu cât caută acesta să fugă mai departe de anxios. Acest comportament al anxiosului îl îndepărtează și mai tare pe evitant de el, deoarece anxiosul se neglijează pe sine și are așteptări prea mari de la evitant, care le simte ca o presiune și o agresiune asupra sa. O relație în care unul depune toată energia și celălalt oferă doar primituri nu este o relație sănătoasă. Să știi clar ce vrei, nu este o activitate recreativă care apare când și când. Ea te cere să fii acolo permanent. Frica de a nu pierde relația este cel mai important motiv pentru care o persoană anxioasă nu va reuși să păstreze granițele clare despre ce este dispus și ce nu este dispus să facă în relație. Totuși, ar fi sănătos să te întrebi ce fel de relație ai, de fapt, când ești cu un partener care nu arată nicio grijă pentru nevoile și dorințele tale și tu ești acolo doar pentru a le satisface pe ale lui. Aceasta nu este o relație sănătoasă, ci mai degrabă o relație care este construită doar de unul dintre cei doi. Când îți neglijezi propriile nevoi și dorințe, când nu respecti propriile granițe sau nici măcar nu le emiți, îți transmiți ție, de fapt, mesajul că dorințele și nevoile tale nu contează și nu te poți baza pe tine ca să ai grijă de propriile tale nevoi și dorințe. Cu cât mai greu ți este să menții acele granițe, cu atât este mai important pentru tine să o faci, pentru că astfel te oprești din a prelungi chinul despărțirii, care apare când tragi de o relație să meargă mai mult decât expirarea termenului ei de valabilitate. De asemenea, te oprești din a trăi cu regretul că ai pierdut foarte mult timp și energie pe care nu mai poți să le recuperezi, le-ai investit într-o persoană care nu a vrut să investească nimic în tine. Nu te vinde ieftin. Dorințele și nevoile tale chiar contează și nici cerșetor doar pentru că îți susții nevoile într-un mod echilibrat, punând ceea ce dorești într-o formă asertivă cu blândețe și empatie. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.